Micul dejun este gata, am făcut o omletă cu lipie, înăuntru este o lipie, castravete, avocado și salam uscat. Ce să scot? Ce e ăla? Avocado? Să-l scot? Și am mai tăiat și niște lupeniță. Ce facem și noi astăzi, Edi? Edi, ce vrei să facem? Ia spune lui mami. Mami, trebuie să facem tema. Trebuie să facem tema? Păi hai să mergem sus să facem tema atunci. Mergem sus să facem tema? Edi, hai să ieșim puțin pe afară, nu vrei? Nu mai chef. Hai, mami, că eu chiar mă plictisi. Hai să facem ceva, că mă plictisi rău. Hai să ne mai jucăm. Edi nu vrea să iasă afară și eu stau aici pe terasă singură. Nu știu dacă am mai spus că am luat niște flori și am plantat niște flori pe aici. Asta e puțin cam tare. Pentru că avocado este foarte crud, nu am putut să-l pizăm cu furculița, așa că am luat mixerul să-l mixăm cu mixerul. Și Edi a vrut să mă ajute. Nu-i așa, Edi? Așa, deci ce? Și am pus ceapa peste avocado și peste lămâie, iar acum o să tăiem niște roșii. Am pus deja pâinea la prăjit și o să vă arăt cum o să arate la... Gata și pâinea prăjită, așa că hai să punem avocado. Și cam așa arată. Cât de tare poate să arate. Am apucat să facem niște cheftele. Pentru Edi le-am făcut așa. Așa. Și gata, i-am făcut mâncarea lui Edi. Trebuie să mai fac salata de castraveți. Și asta este a mea și o să-mi fac și eu la fel o salată de castraveți. Bineînțeles că voi acum nu vedeți nimic, dar vedeam niște umbre după perdeaua asta și mă gândeam, mă, cine poate să fie și când colo, cine credeți că era? A, bine, mă. Ok, înțeleg de acum. De 7 ani. De 7 ani, mami, da, de 7 ani. De 7 ani nu m-a fost aici. De 7 ani ai mai fost aici? Și acum, când am făcut 8 ani, în final am... Ai venit iar. La casca de serioasă. Dar ce să zice casa misterioasă? Pentru că așa am numit-o noi când eram mai mici, când erai tu mic. Așa am numit-o, casa misterioasă. Dacă vrei să-i zic casa misterioasă, trebuie ca o... Adică casa misterioasă să mă... Că eu fac tot mânia, că o butoie. Cine-i mami? Mimi? Ți era dor de Mimi? Așa, ce?
Tata, eu nu vreau să stau, ci vreau să mă stau 10 minute. Băi, tata, eu trebuie să mă duc să iau aia să fac hota. Lasă că chem mami, câți bani ai? Câți bani am? Da. N-am niciun bani, că plecai fără bani. Ne dai și nu câțiva bani? Hai că doare tata bani, câțiva bani. Ia-mi tataie și mie cu tare, ia-mi tataie și mie cu tare, îmi dai tataie și mie câțiva bani. Ia uite pisica cu piciorul ăla rupt ea. Ăsta e, nu? Da. Michi, nu mai ești cu picior? Vine și Pufi, ia uite. Vine și Pufi, ia uite. Am ajuns la mami și ăsta este colțul ei în care își ține plantele. Da, și încă îl are pe Moș Crăciun pe geam, deși ea mai o lună se face vară. Îmi place așa liniștea asta. Uite cât de frumoase sunt ăștia făcute. Chiar frumoase. Spun aici? Da. Pisic, da. Dar nu poate să se umșe. Că e rănit! N-are nimic, ar fi ce să cațărăși pe gard, mamaie, stai. Ia, dar câte girosi scoți bagajul? Ia, hai. Uite, ai și șervețel. Hai, și ia și papă. Îți place la mamaie? Hai. Păi cum? N-a venit el de atâtea ori la mamaie. I-a plăcut. Mă să scut ăștia. Ce e la mamaie? Nu dăm pe jos, mamaie. Na, pune pe nu, dar sărac cu pisic, dar chiar nu se poate să-i, nu știu, să-i lești ceva la baia, să nu... Cum să-i o lege? Stai seama că și-o dă jos, că am mai pus un ciorăpel așa și asta. De ce dai jos, iubita mea aia? Că sunt bune. Dar așa rană n-are la el, a? Nu, dar îl doare dacă pui acolo ăla. A, deci înseamnă că simte, da, a început să simtă. Da, păi a început să-l miște, să-l duce așa, dar de aici, de jos, știi, lapa de aici, de jos, am văzut. A, înseamnă că există șanse să se facă, nu? Eu așa zic, că da, mâine dimineață trebuie să-i mai dau un medicament, iară, că îi dă medicament de la vitamine, știi? Miți, Timu! Timu, că mămăie, pie. Mițilică! Iami! Hai, așa, mămăie. Ia și pune... Am ajuns aici la mami și acum stăm în curte, ne relaxăm. Nu că noi n-am avea curte să stăm, dar... Din cauza că n-am mai văzut-o de mult, îmi place așa de mult la ea acum. Dar sunt cam murdare ochelarii mei. Da, și stăm aici în curte. Mai vorbim și noi. Despre ce am mai făcut, ce s-a mai întâmplat. Au trecut 2 luni de zile de când n-am mai văzut-o și vorbesc cam mult și mai serios că și chiar n-am ieșit să văd. Și Edi mănâncă din nou. Așa-i mami, mănânci iară? Edi mănânci iară, mami? Da. Mănâncă din nou. Mai stăm afară? Mai stăm, da. Da? Dacă stăm, du-te... Pe Edi, dacă este, îi dăm ăsta. Du-te în living. Așa. Și ia și tu televizorul de acolo, să-l punem aici. Hai să ne uităm afară. Da. Așa? Aha. Benzina, 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 ben
M-a prea mult. Trebuie să fac câte gemuri am, prea multe. Ce mă? Prea multe gemuri, ce să mă fac? Mami, treci încolo, hai. Treci încolo? Nu uite. Edu? Edi? Mă uite, mă, ce-ți face mama aia acolo? Ba da. Mă uit, hai, stai. Nu vreau să stau afară. Îți bați afară? Pa! Hai, pa! Hai, mamaia, stai să închidem. Mă ghidie. Se lăsă întunericul și noi cred că ne pregătim să intrăm în casă. Thank you.